numărul 3 din 9 ianuarie 2013 privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de prefect al județului Alba de către domnul Cozuc Flaviu Mircea. Având în vedere prevederile articolului 19 aliniatul 1 litera A din legea numărul 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici republicată cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 108 din Constituția României republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de prefect al județului Alba de către domnul Cozuc Flaviu Mircea. Semnează primul ministru al României, Victor Viorel Ponta. Hotărârea Guvernului României numărul 4 din 9 ianuarie 2013. Având în vedere prevederile articolului 19, aliniatul 1, litera A, ale articolului 89, aliniatul 2, indice 1, și ale articolului 92, aliniatul 1, indice 1, din legea numărul 188 din 1999, privind statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul articolului 108 din Constituția României republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Domnul Feneșer Gheorghe exercită cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, funcția publică de prefect al județului Alba. Semnează prim-ministru al României, Victor Viorel Ponta. Domnule prefect, vă rog să depuneți jurământul de credință. Jur să respecte Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtindere legile țării, să îndeplinesc conștiincios în datoriile ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civilă. Așa să-mi ajute Dumnezeu.